pentru cei care se tem de reacțiile adverse severe. Și dacă vă întreb acum, doamna doctor, cine răspunde dacă eu voi dezvolta o reacție adversă severă? Ce le-ați spune? Responsabilitatea este prevăzută în rezumatul caracteristicilor produsului, în tot ce înseamnă malpraxis, mă rog, un pic mai subțirel în România, polițiile de malpraxis nu reflectă într-adevăr corect ceea ce se întâmplă și pentru asta Colegiul Medicilor are niște proiecte de viitor, dar pentru fiecare om în parte este important să înțeleagă că responsabilitatea ține și de fiecare. Adică atunci când te duci la vaccinare, trebuie să răspunzi corect chestionarului care te întreabă despre istoricul tău, medicii și asistenții care fac vaccinarea să cunoască atent și cu mare precizie adevăratele contraindicații la vaccinare și să nu producă panică, pentru că deja se discută că se contraindică la vaccinare persoanele care sunt alergice. Ori asta este o minciună. Nici vorbă de așa ceva. Contraindicația clară la vaccinare o reprezintă persoanele care au un istoric de reacție anafilactică gravă la unul dintre componentele acestui vaccin. Deci vorbim de un număr foarte mic de oameni și asta înseamnă, când spun un număr foarte mic de oameni, mă refer la o proporție de câteva persoane din 2 milioane de persoane vaccinate. Avem deja statisticile din țările unde s-au făcut aceste vaccinări și știm că au fost câteva reacții anafilactice grave. Pentru acest lucru, iarăși, nu este nicio problemă, pentru că fiecare centru de vaccinare este prevăzut cu trusa de urgență, care înseamnă să ai la îndemână toate mijloacele ca să acționezi imediat dacă apare o reacție anafilactică, respectiv adrenalină. Și de aici până când momentul în care îți vine salvarea ca să meargă mai departe, dacă va fi nevoie, dacă pacientul nu iese din reacția anafilactică, este la îndemâna oricărui apel către salvare, pe care noi îl facem și în alte situații, nu doar la vaccinare. Deci n-aș vrea să se sperie toată lumea. Reacțiile anafilactice grave sunt extrem de rare. Vorbim de 2-3 cazuri la 1 milion de persoane vaccinate. Sunt șanse mari ca noi să nu fi văzut toată viața așa ceva în practica noastră de cabinet.